cielu, zmizească semnurile Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și în lumea și în vecii vecii. Bună seara și bine v-am găsit. Mai întâi să vorbim câteva lucruri despre această întâlnire, pentru cei care veniți pentru prima dată, deși în seara tot mult este bruși, în multe persoane care au fost, care au fost. Serile întâlnirile noastre se numesc Serile Fericiți cei Prigoniți, după site pe care l-am avem noi, Fericiți cei Prigoniți, după cuvintele Mântuitorului din Evanghelie. Eu sunt Claudiu Bălan, președinte al Asociației pentru Biserică. Dar noi de un an și ceva încercăm aici, din două săptămâni, să facem întâlniri cu tinerii și de aici, din campus, din agronomie și din alte locuri din București, pe teme legate de suferința celor care au trecut prin termenii comunisti. În această seară avem niște invitați speciali. Tema se numește Iadul Roșu din orașul de pe Criș, adică de la Penitenciarul Oradea. Avem ca invitat pe Părintele Ignașiu, pe doamna Nicolina Moica, la persoane care au trecut prin Penitenciarul de la Oradea, și pe doamna, pe domnișoara Cristina Pușcaș, deza e autoarea volumului de care m-am spus de vreme. Și Zem o să facă prezentarea, o mică prezentare. Dar apoi o să vorbească și Părintele Nicolae și doamna Nicolina despre ce s-a întâmplat de Penitenciarul Oradea. O să vedeți că sunt mai multe persoane care au trecut, mai multe personalități care au trecut pe acolo. Și la sfârșit, dacă vreți să vorbim cu voi, o să vă prezentăm și cărțile pe care Cristina le-a adus. Și aveți materiale pe care le-am lăsat ca să vă aflați mai multe lucruri despre. Cristina este și vicepreședinta Asociației 40 de Mucenici din Oradea. A venit special aici pentru noi, să știți că cărțile pe care le-a adus nu se găsesc oriunde, deci o să vedeți că sunt materiale extraordinare. Acolo în Oradea face foarte multe lucruri pentru a-i promova, pentru a-i face cunoscuți pe cei care au suferit pentru țară și pentru neam. Poate ar trebui să facem și noi la fel de mult în București. Dar cam atât. Cristina, mulțumim că ai venit. Seamănă, Părinte, mulțumim că ați acceptat invitația. Doamna Nicolina, mulțumim. Bună seara! Bună seara! Cristina Pușca și de profesie sunt jurnalist. Dar în paralel cu activitatea de jurnalist, am decis să urmez o altă cale de istoric. Prima dată am urmat cursurile facultății de istorie, după aceea de masterat. Și în ultima etapă am putut să cercetez din aprofundime la studii doctorale și am ales ca studenția domnului Budeancă de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Penitenciarul Oradea. La așa dată nu știam dacă voi avea sau nu activitatea, dacă documentele îmi vor fi puse la dispoziție, dar pe parcurs am avut acces la o serie de documente care au scos la iveală faptul că Penitenciarul Oradea se poate înscrie pe harta gulagului românesc atât prin ororile care au fost, care s-au petrecut în acest penitenciar destul de greu. Tema de astăzi este inspirată din lucrarea mea de doctorat și am și editat o carte care se numește Iadul Roșu din orașul de pe, din orașul de pe Criș. Iadul Roșu sugerând toate ororile și toată suferința care a decurs și s-a desfășurat în acel penitenciar. Îi mulțumesc Părintele Bordașiu și doamnei Nina Moica pentru că au acceptat să vină la acest eveniment, pentru că indiferent cât de mult povestesc eu, dumnea lor prin experiența care au trăit-o, poate să vă transmită mult mai mult decât vă
apropiere. Și sunt așa mulți tineri aici și la Oradea când organizez evenimente, mă bucur că vin tinerii, pentru că până la urmă dumneavoastră trebuie să știți tinerii ce s-a întâmplat. Dumnealor deja știu ce se întâmplă, nu le mai rămâne decât să vă transmită ce au trecut. Pe doamna Nina, acum în seara aceasta am cunoscut-o și arată altfel decât în mod normal. Este una dintre personajele doamnei. Doamna, așa arăta doamna chiar după eliberare. Nu, la arestare. La arestare. Doamna Nina Morca avea 15 ani la data la care a fost arestată și a primit o condamnare la această vârstă de 15 ani de 20 de ani de detenție. Nu putea să facă un astfel de tânăr la 15 ani ca să înspăimânte atât de mult regimul comunist. Încep prezentarea mea tocmai cu motivele pentru care erau arestați acei tineri. Chiar la început, în primul an, primii 2-3 ani, după 23 august 1944, din cauza Pădurii Generale de Alimente, sabotajul și specula erau unele motivuri pentru care majoritatea celor din Bihor erau arestați, astfel că represiunea în Bihor a început destul de devreme, indiferent că să făceai, țineai acasă un miel sau săian, respectiv dacă erai blănar sau pantofar, nici măcar pentru simplu fapt că aveai acasă obiectul muncii, cum era o blană de alunat, nici acest lucru nu mai aveai voie să ții. Erai condamnat inclusiv pentru tăiere de viței sau erai trecut imediat la speculă. Arestările acestea au continuat destul în anii următori. În acest moment, primul loc în care represiunea a început este tocmai cetatea Oradea, o cetate medievală, și aici, în primele zile după 23 august, s-a înființat un lagăr de tranzit, unde mai mult erau etnicii germani și o parte legionari. Și condițiile de aici erau înfiorătoare, dar despre lagărul din cetate voi vorbi la final, pentru că aici vom derula un proiect împreună cu o prietenă foarte dragă, Irina Hasnar, de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunistului, care mă ajută foarte mult. Deci, în lagărul de la cetatea din Oradea avem până la 1200 de persoane, în august 1945. Etnicii germani erau transportați de aici, inclusiv în UNRSS, au ajuns și au fost deportați. Continuăm cu anul 1947, când represiunea începe să se extindă, astfel că cei vizați au fost, primii vizați au fost membrii PNţ și liderii partidelor politice. Avem, de exemplu, în 19 august, 19 persoane, un lot format din 15 persoane, dar următorul lot, de fapt, era mai mare, printre care avem protopopul ortodox Platon Ioan, care era șeful PNţ Tinca, respectiv două doamne, iar doamna Cremonescu Elena a fost arestată pentru motivul că s-a găsit o insignă de metal cu figura în relief al lui Iuliu Maniu. Neavând ce să impute, se legau de orice obiect găsit acasă. Părintele protopop Terebențiu Aurel era în vizorul securității mult mai de mult, deoarece, fiind și liderul PNţ în plasa Vașcău, deja manifesta oarecare opoziție, iar în dosarul de la securitate se vede faptul că se menționează că ziua de 19 august nu s-a prezentat la biserică, iar și nu a luat parte la serbarea de 23 august. Și aceasta era un motiv de arest. În penitenciar și în primele zile ale sau în anul 1947, pe lângă preoții ortodoxi, preoții greco-catolici, încep și ei să fie în vizorul siguranței statului din acea perioadă. Le avem aici pe Iuliu Hirțe, care era episcopul greco-catolic de Oradea, care mărturisește și el că a fost arestat în februarie, ieșit din închisoare din februarie 49, fiind arestat din 1947. Liderul oastei domnului Traian Dos este o personalitate care
domină lumea aceasta a ortodoxiei, deoarece a avut o cruntă suferință, a făcut 17 ani de închisoare, nu s-a fi făcut mare lucru în afară de convingerile dumneavoastră religioase și a fost arestat chiar în ziua de 30 decembrie 1947. A fost dus la securitatea din Beiuș, din satul natal și în timp ce cel care mergea călare, cel care a arestat, Traian Dos a fost nevoit să meargă pe jos până la securitatea din Beiuș. De la securitatea din Beiuș este transportat la securitatea din Oradea și este nevoit să-și plătească biletul de tren, plus să plătească biletul de tren și a plutonierului care îl însoțea, până la ironie, statul neavând bani să cheltuie pe dușmanii poporului. Astfel. În 1948 avem deja primele organizații luate în vizor. Primii care au fost luați în vizor au fost chiar tineri de 15-16 ani care nu pot să le impus faptul că au organizat efectiv o acțiune împotriva statului român sau a statului din acea perioadă, pentru că nu aveau la 15 ani ce anume să facă. Domnul Domnocoș povestește că face parte din Organizația România Independentă și a fost arestat chiar de la ora de istorie în care se desfășura între orele ora 11 și 12. Acești tineri erau pur și simplu luați din de la curs, de la oră, luați și duși la securitate și ani de zile ei au rămas cu aceleași haine pe ei, cu aceleași rufe, ani în șir, nu și-au mai văzut părinții. Vă dați seama ce cumplit era pentru mama sau tatăl la ce le-a arestat, ca să nu-și mai vadă venind acasă fiul de la școală la cei 15 ani care îi aveau. La fel și domnul Domocoș, dar în această organizație au făcut parte foarte mulți tineri, zeci de elevi au fost arestat numai din casa dumnealui. Anul următor o avem în vigor o altă organizație, G4, nu înseamnă nimic G4, doar că era o conducere a acelei organizații de 4 membri, fiind mult mai extinsă. Oprea Dumitru este liderul acestei organizații și Oprea a scris acest manifest, răsculați-vă, și nu a făcut altceva decât să pună acest manifest împreună cu alții în Oradea. Bineînțeles că cei de la securitate erau foarte bine informați și au descoperit. Oprea Dumitru, în schimb, a reușit să urce în munți, dar pentru două zile și la scurt timp, în urma trădării celui care i-a găzduit, au fost descoperiți, securitatea i-a încercuit și au fost prinși. Oprea Dumitru va fi arestat în zona cea de munte, împreună cu Haiduc Iosif, care povestește de la Vadul Crișului unde au fost arestați și până la Oradea am primit numai bătaie. Ne-au legat, ne-au băgat în dubă, ne loveau cu caucurile. Deci în momentul în care erau descoperiți, începe un plicul chin al suferințelor și ani de zile vor trăi cu această experiență. Aici, tot în anul 1949, în județul Bihor are o particularitate distinctă în ideea în care țăranii, în acea ceavară 1949, se vor revolta. În acea fotografie este bunicul meu și cu străbunicul meu și cu cei doi boi, Mișca și Iambor. Și bunicul meu a suferit cumplit pentru că după multe, multe, multe presiuni a fost nevoit să renunțe la cei doi boi. Faptul că ulterior i s-a restituit o parte, de exemplu am primit la fiu, după căderea comunismului calul, pe bunicul meu nu l-a consolat. Toată viața a trânjit după acești doi boli pe care a trebuit să-i dea în colectiv. Revoltele țărănești din Bihor s-au soldat cu foarte mulți morți. Pentru a da un exemplu, batalioanele de securitate intrau în sate și împușcau pe țăranii revoltați care au venit să se apere cu ce puteau, cu sapă, cu elemente rudimentare, în timp ce armata avea arme. Și acei țărani erau împușcați
și lăsați pe ulițele satului zile în șir, iar familiile lor n-au avut voie să-i ridice, să-i îngroape, tocmai ca să se dea un exemplu. După ce represiunea și lucrurile s-au liniștit în Bihor, toate familiile capilor revoluțiilor au fost revoluției sau revoltelor țărănești, au fost deportate în Bărătan. Deci nu au avut nicio șansă să supraviețuiască în Bihor, iar odată reîntoși înapoi, după ani de zile, n-au mai găsit nimic. Casele lor erau distruse, vandalizate, s-au confiscat acolo, funcționând CAP-ul sau sediul poliției. Un moment important în anul 1954, vorbim de o altă organizație importantă, familia Schuschmann, cred că îi cunoașteți cu toți. Ei au ajuns în Bihor, o parte din ei, din grupul Schuschmann, făceau parte mai multe persoane, printre care și Lucreția Jos și soțul dumneai. Aceștia au fost încercuiți într-o vară și au fost au pornit securitatea, nu au făcut decât să deschidă focul. Mihai Jos, soțul doamnei Jos, a fost împușcat pe loc și ani de zile doamna nu mai știa dacă mai trăiește sau nu, pentru că i-au despărțit, dar nimeni nu i-a spus că soțul ei a decedat. Aceasta fiind și o armă de șantaj pe tot parcursul detenției, pentru că obligau să recunoască foarte multe lucruri și să-și asume vina, șantajând-o că îi va spune ce se întâmplă cu soțul, în condițiile în care cei care spuneau acest lucru, securiștii, știau că soțul dumneai a decedat de mult. Securitatea din Oradea este într-o zonă foarte centrală a Oradei și unul dintre personajele principale dintre șefii securității din Oradea este Țelărul Ludovic. Am trecut aici naționalitatea maghiară, era fundat pe literat, calitatea profesională îndoielnică. Deci acești oameni care au ajuns în fruntea securității, nu numai în Oradea, dar și în alte părți, aveau o pregătire foarte slabă, proveneau din mediile sărace, mediile prost pregătite din punct de vedere profesional, mulți dintre ei nu aveau probabil nici 8 clase. În schimb, cruzimea lor nu avea limite. După cum vedeți, acest Țelăr Ludovic își teroriza de deținuții, scoțându-i afară în curte, simulând execuții, punea pe toți la un zid, pe deținuți, și chema plutonul de execuție și, efectiv, dădea ordin să fie împușcați. Bine, nu se întâmpla acest lucru. Dar vă imaginați ce simțea bietul deținut în situația în care se vedea în fața plutonului de execuție. Era un cumplit timp pentru acești oameni. Odată ajungi la securitatea din Oradea, totul începea cu perchezițiile, ți se luau toate lucrurile, inclusiv se ajungea la percheziții corporale, inclusiv femeile erau supuse acestor reguli. Părintele Liviu Brânzaș va deveni mai târziu preot, povestește cum inclusiv ochelarii i s-au luat și nu mai vedea fără ochelari, dar acest cam nu tot nu a contat pentru gardienii de acolo. Domnul Onaca povestește, mai trăiește și a făcut parte tot așa dintr-o organizație și povestește condițiile detenție. Celulele erau întotdeauna răcoroase, la subsol, înguste și fără niciun veci nearisit, cu miros pestilențiat, neiluminat, aer viciat, stătut și de picniță. Aceasta este una dintre fotografiile pe care de curând le-am realizat la subsolul securității din Oradea. Inclusiv cei din raportul oficial recunosc că aceste celule nu se pot aerisi suficient, având o simplă gaură de aerisire de 20 pe 20 de centimetri. Era sufocant în acel subsol, nu se putea respira și niciodată geamurile nu se deschideau la această la aceste celule de la securitate. Luni în șir, oamenii nu vedeau lumina zilei, nu vedeau decât lumina becului din acea
în căpere. Aici este diafragma și este tot așa, una dintre celule dădea spre ieșire, dar erau acoperite și nu aveți cum să deschizi aceste geamuri, iar celule erau lipsite de lumină și de aer. În ce privește lățimea, lungimea, erau cât un cavou de 2 metri pe 2 metri pătrați, fără paturile, erau mai degrabă un prici, două scânduri de lemn și cam atât. Respectiv, domnul Haidu povestește că a găsit acolo doar un pat de beton. În acea celulă nu se mai găsea nimic. Efect, nici măcar o sursă de încălzire. Era un pat și atât. De multe ori deținuții nu aveau nici măcar o pătură, nu aveau o pernă, nu aveau cu ce să se acopere. În plină iarnă, doamnele povesteau că erau arestate, de exemplu, vara. Deci vara erau arestate și cu aceeași rochiță stăteau toată iarna la 10 grade, la poate cobora și mai puțin, dar nu aveau nici măcar o pădură, un cearceaf sau orice alt obiect cu care să se acopere. Pernă nimic povestește, pătură nimic, absolut nimic. Nici măcar tinetă, minimul obiect care în închisorile din România la securitate nu exista tineta, era un obiect unde puteai să-ți faci nevoile. La securitate nici acest lucru nu era voie, astfel că de multe ori deținuții povestește nu aveau de ales decât să-și urineze pe pereții propriilor celule. Pentru că de multe ori, chiar dacă aveai această nevoie să ieși la afară, la toaletă, nu te scoteau. Nici măcar acest drept elementar de a satisface nevoile fiziologice, nu aveai voie. Doar dimineața erai scos la program și după aceea, peste zi, foarte, foarte rar. În ce privește condițiile de igienă? Problema mea era cum rezistau femeile atâtea luni să nu se spele. Dar vă gândesc că această problemă este și pentru bărbați. Nu te scoteau cu lunile la baie să te speli. Doamna Jur povestește, dar dumneavoastră a trecut mai târziu securitatea din Oradea. În primii ani chiar nu ți se permitea să te speli deloc. Am un chestionar în care am întrebat de câte ori făceați baie la securitatea din Oradea. Mulți dintre ei mi-au răspuns, cu toate că au stat 7-8 luni, niciodată. Deci, în afară de faptul că veneau dimineața, li se permitea să se spele, în rest, niciodată, poate unul dintre ei, nu au făcut baie 7-8 luni. Doamna Juș povestește că intra cu totul îmbrăcată, nu aveau săpun, își umezea hainele și ieșea tot așa îmbrăcată cu hainele pe dumneaia, se dezbrăca doar în celulă și își punea hainele pe calorifer, dar să nu credeți că caloriferul acela funcționa. Una dintre condițiile îngrozitoare prin care au trecut cei din penitenciare, prin securitate, a fost înfometarea. Această înfometare mergea atât de departe că li se ofereau mâncare alterată, poate copite de vită, poate mâncare stricată, cartofi stricați. Doamna Popa Maria povestește că veșnic le erau deținutele frământe, inclusiv cei dintr-un raport oficial povestesc că cât de puțină pâine primeau, deci primeau o singură dată pe zi pâine, 350 de grame de pâine. Este foarte, foarte puțin. Deși să nu cred, deci 350 de grame e mult, pentru că în realitate nu cred că primeau nici 250 de grame. Pe deasupra, Liviu Grânța își povestește o altă formă de tortură. Era faptul că nici măcar apă nu se vedea. Deci, în camera sau în celula de la securitate, pe lângă faptul că nu aveau tinetă, nici măcar o cană cu apă nu primeau. Povestește cum bătea la ușă și gardianul se apropie și întreabă: ce vrei? Apă. Așteaptă. Și așteptarea se prelungește la infinit. Nimeni nu mai venea să le ofere măcar o cană cu apă. Torturile de la securitate nu se limitează doar la înfometare, la însetare, la condiții inumane, la frig. Efectiv, torturile au însemnat o bătaie cruntă, erau supuși la torturi.
Domnul Sarca povestește foarte lejer. Păi m-am bătut, ca și cum ar fi fost ceva normal să fi bătut. Deci cred că anchetele nu puteau fi percepute fără să fie bătaie. De aia povestește atât de relaxat. M-au bătut și am recunoscut, ca și cum era ceva normal. Domnul Haiduc Iosif este cel care a fost arestat în munți. Și vă spuneam cum a fost bătut toată perioada de la din munți până la securitate. Inclusiv degetele îi le prindeau la ușă, eram sportiv și știau cum să rezist. Dar era legat de picioare, jurgătura securitate îi se spune atunci când îmi bagă mâna la ușă să nu mi-o trag. Deci existau și tehnici de supraviețuire, dar atât de... Nimeni nu știa cum să reacționez când erai bătut. Domnul Rusu Vasile, dumnealui a murit în această iarnă, la începutul anului, și așa de cumplit l-au bătut că și-a pierdut inclusiv auzul. Eram bătuți la palme, tăi, am fost legat de mâini și picioarele apoi suspendate pe o rangă, bătut bastonul de cauciuc, să culez de nisip, bătut la fel. Și vă spun, după 10 luni, în timpul anchetelor, i s-a spart timpanul urechii. Nu și-a mai revenit, având întotdeauna, după eliberare, un aparat auditiv. În schimb, doamna Lucreția Juș, reclamă un altfel de tortură, nu neapărat că o băteau, dar în schimb, femeilor li se adresau cuvinte triviale. Nu vreau neapărat să reproduc, întrebându-se că, nefiind supravegheați, vegheați acești gardieni, nu era normal să fie atât de inuman, pentru că nimeni nu, chiar dacă ți se spunea regulamentul, ți impunea să te porți dur, dar nimeni nu-i obliga să se poate chiar atât de dur. Doamna Aurora Dumitrescu, din păcate, nu poate să vină astăzi de aici, era una dintre invitate, este prietenă și cu părintele Borda și eu și cu doamna Nina Bunca, vă transmite salutări. Este un om special care a fost chinuită, inclusiv i-a rupt mâna în urma acestor anchete. O duceau la anchete și una dintre cele mai cumplite experiențe care îmi povestea că era legată la ochi și o lăsau să se reizbească de toți pereții. Și o călcau pe picioare, pentru că nu putea să treacă atât de repede sau se împiedica pe scări. Și aceasta este o formă de tortură. Nu neapărat că o atingeau efectiv. Domnul Traian Vodea a scos această carte după multe insistențe, se numește Adolescență în veche. Domnul Vodea avea la data arestării 15 ani, ca la fel ca și doamna Monca. Vă dați seama, în jungă la 15 ani, aceasta este una dintre fotografiile din anii de arest. Acest tânăr a fost arestat la 15 ani. A fost legat cu cărtușele la mâini, după care securistul care îl ancheta și-a stins țigara pe încheieturile mâinilor sale. Cum poate să sufere un om la 15 ani astfel de durere? Mirosea piele asă și mădurea. Astăzi Pom povestea că încă mai poartă acele urme cicatrice a țigărilor stinse pe încheieturile mâinilor dumnealui. Acest securist, după cum vedeți, este o gendă cătiș, cel care a raculat-o pe mâna muscă la Timișoara. Aici sunt prea multe dintre torturile la care au fost supuși. Dar oricum sunt doar unele dintre ele. De exemplu, erau aduși. Am un caz în care tatăl și fiul au fost aduși în același timp. Și fiul a trebuit să asiste cum securiștii și anchetatorii îl băteau pe tată. Și altfel, fiul era obligat să recunoască tot felul de fapte și domnul Brazdea era îngrozit când a văzut cum tatăl este lovit cu picioarele, cu mâini, picioarele jos la pământ. Și aceasta este o formă de tortură, să-ți vezi familia, rudele cum sunt bătute. Dar șirul chinurilor și torturilor sunt imense, chiar nu trebuie să le povestim.
Neamca. Neamca este una dintre celule de pedeapsă. Toate instituțiile de represiune din România se pare că au avut o astfel de celulă. Neamca. La Oradea, la securitatea din Oradea, era celula numărul 7. Era un cavou de beton, fără pat, iar pe jos era turnată de fiecare dată când intra un deținut apă. Este un doamnă descalță și de multe ori eram introduși în acel cavou de beton cu picioarele desculți și astfel de cei care stăteau acolo la ceva de pedeapsă să stăteau iarna desculți în apă pe beton. Ce cumplit putea să fie într-un astfel de frig o catacumbă cum era securitatea din Oradea. Doamna Popovic povestește că pe apa curgea apă pe pereți, am simțit că m-am învelit în ceva metalic. Am stat acolo câteva ore. Pe mine nu m-au descălțat de sandale și nici nu mi-au băgat apă în celulă, acum așa cum se proceda. Dumnealui a fost un caz aparte. În schimb, la preotul Pirca am găsit un document în care scrie că a fost dezbrăcat numai în chilot, descuț, cu apă pe jos, timp de 14 nopți la rând. Un alt caz care m-a impresionat, aceasta este familia Mărăscu. Cei doi copii vor fi ambii arestați. Fotografia este din tinerețe. Mărăscu Adrian, băiatul, este arestat și ca să fie determinat să recunoască activitatea care a avut-o, securitatea a adus-o și pe sora dumnealui, care avea 15 ani. Au desculțat-o, au băgat-o în februarie, în acea celulă cu apă pe jos și au lăsat-o să plângă, astfel că, iar anchetatorul îi deschide celula ca eu să pot auzi pe sora mea care plânge că este fric și nu mai suportă situația în care se găsea. În acest fel, cei de la securitate au încercat să determine pe domnul Mărăscu să recunoască ce au făcut, acuzându-l că este ucigașul surorii dumnealui. Domnul Rusu și domnul Budac au fost cei mai buni prieteni, pentru că domnul Rus a murit în această iarnă, adică în ianuarie, iar domnul Budac pe 1 octombrie, Dumnezeu să ierte. Și uitați la ce au ajuns. După 10 luni de anchetă, am ajuns la 39 de kilograme, iar domnul Budar, de la Oradea, pleacă la Târgușor, ajunge la 35 de kilograme. Procesele se desfășură pe bandă rulantă la tribunalul din Oradea, astfel că, în cazul de lotul pe Iușenilor, avem un tânăr care va fi condamnat pentru faptul că, la numai 13 ani, am împrumutat o carte pentru legionar pe care a studiat-o. Acesta și va primi 3 ani sau, cred că 3, a primit un an de închisoare, dar pentru faptul că, fiind minor, la 13 ani, a studiat o carte. La acel moment nu era ilegal să studiezi astfel de cărți. Tribunalul de la Oradea poate să își poate trece în panoez, așa cum a scris, și faptul că a condamnat la moarte pe unul dintre cei condamnați este Marin Țucă, care este capitan în regimentul de artilerie, care a organizat evadarea de la Valea Nistrului. Părintele Bordașului cunoaște pe ceilalți trei și care au evadat împreună cu acesta. Și a fost și executat tot în zona Oradei, lângă o pădure. Vă spuneam de familia Jurj. Împreună cu familia Jurj era și fratele celui împușcat de care v-am povestit, care și el a fost executat tot la Oradea. Iată, doamna Jurj povestește, m-au condamnat atât cât am, mai mult nu mi-au putut da. Deci a condamnat-o pe viață, iar Roman Onez, la fel, va fi și el executat la 35 de ani, după ce acum soțul dumneaei a decedat. Penitenciarul din Oradea, după securitate,
ei vor fi condamnați și de securitate vor fi aduși la penitenciarul din Oradea, penitenciarul fiind un penitenciar de tranzit, astfel că de aici urmau să fie transferați după câteva luni la celelalte penitenciare. Este o construcție masivă, având pereți groși de 150 de centimetri. Acest lucru este foarte important, vă va povesti și doamna Meca și părintele, pentru că conta fiecare centimetru de cărămidă, mai ales pe timpul iernii, unde nu exista nicio sursă de încălzire. Capacitatea penitenciarului era de 700-1000 de persoane, dar după cum vedeți, am găsit într-un an, în 1958, 3390 de persoane încarcerate. Oricum, supraaglomerările erau caracteristică generală a penitenciarelor din România. Condițiile de detenție nu se vor deosebi cu nimic de celelalte penitenciare. Domnul Sari locuiește în acest moment în Canada și povestește ce găsește aici. O încăpere mică, cu o fereastră, cu sticlă spartă. La fel și Traian Dolz, în această peșteră, nu găsește nimic, nici măcar o laviță, nici măcar o pătură. Intrau în aceste celule unde la fel nu găseau nimic. Nici o pătură, nici... Părintele Bordașu povestește și dumnealui la penitenciarul Oradea celula, cred că avea 4-3 metri cu fereastră mici, avea un fel de brici unde dormeam unul de altul. Fiecare, doamna Nicolina, patul era din fies, saltea și pernă din paie, pătrile astea și țesătură rară. Diferă un picuț și anii în care au fost închiși. În primii ani chiar nu se găsea nimic, mulți nu aveau nicio pătră, pe parcurs aceste condiții s-au mai îmbunătățit în sensul că le mai aduceau o pătură răbrăcită și foarte roasă. La fel și aici fiecare din acești deținuți povestesc că pa de fier o saltea complet ruptă sau nu avea un scaun, nu era, stăteau de multe ori pe jos. Ioanit găsește la fel o saltea cu câteva... Cândva era o ruptă cu paie. O altă caracteristică, la fel și la penitenciarul din Oradea, același regim de înfometare va fi continuat, un regim foarte slab, varză, cartofi, arpacaș, un fel de apă chioară mai degrabă, legumele erau apelate, deshidratate, necurățate, nespălate sau înghețate. Și rar mai găseai acolo un cartof, carne, foarte, foarte rar deținuții politici primeau un astfel de aliment. Doamna Cristina Popstrăileanu este fica pădurarului Nicolae Pop din Lăcușul Românesc, care povestește că avea nevoie de o lupă ca să zărești câte un pop de arpacaș. Timpul dejun se servea dimineața, mai mult primeau un fel de ceai, o cafea și renumitul terci, care era o mămăligă subțire, care nici la pui povestește dinainte, îndurai să o dai atât de slab era pe... Acesta este o cealaltă fațetă a penitenciarului din Oradea, unde erau aduși după deținuții. Cantitatea de pâine, cum vă spuneam, era 250 de grame. Dar, deși trebuiau să primească mai mult și primeau 250 de grame pe întreaga zi, dimineața, iar deținuții, ca să poată supraviețui, și împărteau această bucățică de 250 de grame să le ajungă întreaga zi. Aici sunt alte mărturii a celor care, domnul Mușca, cum să desată la 250 de grame de pită, om sănătos și tânăr. Toți aceștia erau tineri în creștere, era inuman să traumatizeze chinul astfel de tineri doar pe o mâncare atât de puțină. Ioanit povestește că într-o vară este adus în curtea penitenciarului o ladă plină cu bojoși de vită și lăsată să fermenteze la soare. Această spumă bună roșiatică a început să crească și să se umple. Spre seara, aceste alimente
au luat drumul bucătăriei și au fost servite apoi deținuților. Câtă lipsă de considerație pentru astfel de oameni. Ca să mai își îmbunătățească regimul alimentar, singura formă de protest a deținuților politici în acea perioadă este greva foamei. Dar această experiență era cumplită pentru că, până la urmă, organele statului găseau o formă inumană de a-i obliga pe deținuți să renunțe la această grevă. Îi se deschidea gura și cu o pâine îi se turna mâncare în stomac, tocmai ca să mai poată să supraviețuiască, dar până atunci, de multe ori, deținuților, ca să li se deschidă gura, li se spărgeau dinți. Iar doamna Lucreția Jurș refuză și renunță la grevă pentru că, efectiv, nu dorește să trăiască o astfel de experiență. Asigurarea igienei, de multe ori, faptul că li se permitea să facă baie și acest lucru, de fapt, nu era neapărat o favoare. Aveau metode incredibile de a-i tortura. Babărneau apa rece, babărneau apa fierbinte. Se trezeau de multe ori când se săpuneau, că apa este atât de înghețată că nu mai puteau să facă nimic. Sau altă dată se trezeau cu apa fiartă și se opăreau. Țin minte că mă spălam cu apă rece pe cap și că de multe ori rămâneam cu săpunul pe noi. Totul se făcea în viteză, repede la duș, repede la WC. Era imposibil o igienă minimă, erau femei și aveam nevoi speciale. Dar acestea momente gândesc că doamna Moica o să vi le povestească. La fel și vă spuneam că pereții penitenciarului din Oradea 150 de centimetri, lucru care se vede deoarece frigul efectiv punea stăpânire pe aceste celule, unde niciodată nu a existat o sursă de încălzire. La fel și Liviu Brânza își povestește că cel mai greu de îndurat a fost pentru el faptul că era frig, cu mâncarea se obișnuise. O particularitate a penitenciarului din Oradea sunt atelierele de mături și răchită. Doamna Monica din Cuvina mi-a povestit cât de grea era această muncă, care se petrecea de multe ori în condiții de umezeală. Era tot timpul cu genunchii umezi, pentru că damigenele și coșurile le țineam pe genunchi. Doamna Nina Monica, am și cunoscut-o pe Arlet Coposu, care și au lucrat împreună aici la ateliere. Plimbarea. Plimbarea trebuia să se realizeze destul de des, aproape în fiecare zi, dar, din păcate, majoritatea mi-a povestit că aceste plimbări nu se realizau decât foarte, foarte rar. Asistența medicală era absolut inexistentă, după cum veți vedea, vor ajunge să aibă vieți oameni. Doamna Iulia ne-a pierdut Constantinescu, inclusiv la eliberarea de la penitenciarul din Oradea, avea 32 de kilograme. Neaca. Și la penitenciarul din Oradea vom avea celule de pediasă. La fel, odată intrați în această celulă de pediasă, în acea încăpere, nu mai exista nimic. Toată ziua, deținutul trebuia să stea pe beton, patul fiind adus abia seara la culcare. Și în primele trei zile, când erai pedepsit, nu aveai voie, nici nu primeai nimic, în afară de apă, abia în a treia zi, în celula de pediasă, când erai pedepsit, primeai mâncare. Și doamna Nicolina Mânca povestește că Neagra era o închisoare înaltă, o închisoare atât de cumplită era această experiență la Neagra. Înlănțuirea. Sunt deținuți la penitenciarul Oradea care toată perioada de detenție, care putea să dureze 3, 4, 6 luni, au fost ținuți cu lanțurile la picioare. De-abia reușeau să se miște, doar când mergeau să facă baie, li se desfăceau aceste lanțuri care aveau inclusiv o bilă neagră și bilă creată pe care o purtau alături de ei. Și părintele Bordașiu mi-a spus că una dintre cele mai cumplite umilințe a fost tocmai această înlănțuire și această bilă care îi se la picioare.
prin penitenciarul din Oradea, chiar dacă este puțin cunoscut, să știți că de aici au trecut foarte multe personalități. Puțin știu faptul că, de exemplu, Arsen Ievoc a trecut pe la penitenciarul din Oradea. Va fi adus la penitenciarul. Părintele Botașiu nu cred că știa la data respectivă cum i-am zis că a trecut pe aici. Nici nu s-au întâlnit, deși au fost condamnați în același lot. Deci ajunge la penitenciarul Oradea, inclusiv de la Timișoara și urmând să fie eliberat conform documentelor pe care le-am găsit la data de 7 aprilie 1956. Cu toate că s-au aflat în același penitenciar la Oradea, părintele Botașin nu s-a mai întâlnit cu asemenea, vă pasă și vă să mă povestească acest aspect. Un alt preot din Bihori, Ioan Bărdaș, l-am ales pentru că a avut experiență, a făcut parte dintr-o organizație și a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică. Și povestește faptul că la Aiud, părintele Bărdaș, amintește de o cutumă. I-am povestit Irinei de la Institutul de Investigare exact acest aspect, că ofițerul de serviciu făcea ultima verificare a mortului, adică îi împingea o bară ascuțită în inimă ca să fie stăpânirea convinsă că omul este mort. Aceste amănunte, părintele Bărdaș și le-a scris în Calvarul Aiudului, este o carte, dar a fost tipărită mai de mult. Părintele Nicolae Bărdașiu, aici este o fotografie care o avem de la Oradea. A fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică, apoi la 10 ani de temniță. Părintele Bărdașiu a reușit într-o primă etapă să se sustragă timp, dar această perioadă cred că a fost cea mai cumplită din întreaga perioadă din prigoană, pentru că, efectiv, acești 7 ani a fost un timp să stea ascuns, să nu poată să iasă din casă, să nu aibă cu cine să povestească. Și mi-a plăcut un amănânt foarte mult. Ne-a avut voie să iasă din casă, că nu se știa cine îl urmărește, cine supraveghează casa, își scotea vara mâinile pe fereastră și acesta era singurul contact al părintelui Bărdașiu cu exteriorul. Să scoți mâinile pe fereastră 2-3 minute pe zi ca să te bucuri de soare. Atâta a putea să facă în acele condiții de prigoană. Și să știți că de multe ori mai am cazuri de foști deținuți care erau, se ascundeau, dar această perioadă în care erau ascunși era foarte, foarte greu de îndurat. Așa seamă și povestește că la data la care a fost arătat, singurul lucru pe care mi-am cerut să le predau, armamentul pe care l-aveam. Mi-am arătat Biblia, singura armă pe care o aveam asupra mea. Mi-a povestește părintele Bărdașiu. Un alt preot din Bihor, Aurel Terebenț, am rămas un pic marcată de faptul că foarte mulți ani preotul a fost supravegheat și am găsit într-un document faptul că soția protopopului, așa, a predat postului de miliție un plic expediat pe numele soțului său, în care au fost expediate 3 poezii. Deși sunt cazuri în care soția sau cei din familie ajungeau să meargă să colaboreze cu securitatea. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar în acel document scrie că soția este cea care a predat acele poezii. Părintele Ion Negruțiu, părintele Bărdașiu m-a rugat să-l amintesc. Cunosc foarte puține amănunte despre dumnealui, dar mă voi documenta. Gheorghe Coman, părintele Gheorghe Coman, este tatăl Anei Gandiana. Ea a fost preot militar, iar după ce a revenit din armata română, a ajuns până în Ciostovacea, va construi sau va pune bazele acelei biserici ortodoxe care există și astăzi și va fi arestat. Iar Ana Blandiana va fi arestat de față cu Ana Blandiana pentru că i s-a înscenat faptul că are o armă în casă.
unul dintre ofițerii de securitate roagă pe părinte să iasă afară pentru sub un pretext, pentru un motiv, și singura persoană care rămâne în casă este fiica, Ana Blandiana. Dar fiind mică, Ana Blandiana este și ea afară din casă și în acel moment va fi pusă acea armă într-un șifonier. Și ea, la rând și în șir, Ana Blandiana se va simți vinovată pentru acest fapt, că dacă n-ar fi plecat din casă, sigur, securitatea n-ar fi găsit un pretext să pună acea armă în casă. Cred că trăiește, sau mi s-a părut că trăiește cu acest sentiment de vinovăție. O altă personalitate care a trecut prin penitenciarul Oradea este episcopul greco-catolic, care va fi rotunit episcop chiar în anul eliberării, dar și după această dată va fi rearestat. Episcopul romano-catolic va trece și el prin penitenciarul din Oradea, fiind condamnat la temniță grea pe viață, va fi adus de la Sighet. Traianos, vă spuneam că este vintenul oastei Domnului, care a trăit un calvar care are de aproape 17 ani, a petrecut temnițele comuniste 17 ani. Îi povesteam unui lui Claudiu faptul că nu mai știau ce să-i impute. Atât de des a fost arestat că, de exemplu, la a treia detenție, nu mai știu ce să-i impute. Deși anterior se scrisese acolo activitate contra ordinii statului. A treia oară că au invocat faptul că este legionar. Ceea ce nimic din activitatea de dinainte nu arată acest lucru. Doar faptul că nu mai știau ce să impute, i-au trecut de ca și legionar. Și acum suntem puși în situația să-l catalogăm pe Traian Dors ca fiind legionar, pentru faptul că securitatea i-a pus această etichetă. Și acum, n-am cum să... Deci, e clar că nu a fost niciodată legionar. Dar faptul că securitatea a trecut legionar, noi acum suntem siliți să recunoaștem ca atare la acea alegere care a apărut acum de curând. Mi se pare un pic absurd, dar mai mult decât atât. Arlet Coposu va ajunge la penitenciarul Oradea după ce a trecut pe la Vigilava Mintea Necuriaciu și va ajunge și va lucra, cum vă spuneam, la atelierul de la Oradea, dar imediat după eliberare povestește doamna Mânca, este un citat din doamna Mânca, care a rugat-o să-mi povestească, nu va supraviețui foarte mult aceste perioade lungi de detenție, a fost arestată, după cum vedeți, în 50 și a fost eliberată în 64, deci sunt 14 ani în care a fost închisă pentru simplu motiv că era soția lui Coposu, pentru că nu cred că îi se putea imputa un alt motiv. Doamna Olga Dumitrescu, de care vă spuneam, este o persoană specială. În locul în care dumneavoastră a fost arestat, a fost 25 de ei, dintre care 20 de burei și 5 fete, capii acestei organizații, primind câte 25 de ani de detenție. Și locul respectiv a fost catalogat cu organizație subversivă, paramilitară cu caracter regional. Doamna Aurora Dumitrescu n-a avut nicio activitate efectivă, doar că era prietenă sau erau din același oraș cu cei din organizație, nu că ar fi făcut ceva efectiv, doar că era amica celor din acea organizație și se cunoșteau. Deci asta este doamna Nicolina Moica, care avea, cum vă spuneam, la 15 ani și jumătate, a fost condamnată la 20 de ani de muncă silnică. O să vă povestesc că e efectiv motivul pentru care a fost arestată, nu că am găsit un motiv anume, decât faptul că făcea parte din același liceu și tinerii din același liceu probabil se mai întâlneau. Mărioara Cenușă era însărcinată la data la care a fost arestată și până în luna 7 povestește cum a fost bătută. Și a fost pe un gel cumplit, ținută goală în podul miliției.
mă leagă de mâini și cocuri, așa, și pun o ladă de campanie în mijlocul ușii și mă suie pe ladă. Un ofițer din echipa Fulger mă alină în pilon și scoate lada de sub picioare și rămân spânzurat acolo. Asta de experiență, cred că și Elisabeta Vizia a avut-o. Doamna trăiește încă în București, din câte știm eu, cu siguranță mai trăiește, și a fost arestată că avea un jurnal. Și este fica preotului care acea doară de la Sarabian, care era și el arestat. Nu că avea un motiv anume. Și a trecut și din penitenciarul Oradea. Marina Chirițescu face parte din ostul parașutiștilor legionari și a avut o relație cu unul dintre ei, cu Ioan. Maria Muscalu, la fel, face parte din lotul parașutiștilor, este soția unei dintre persoanele parașutate. Doamna Muscalu se va stabili la Oradea, iar fica dumneaei avea atunci doar 5 luni, trăiește și astăzi la Oradea. Experiența dumneaei este cumplită pentru o noapte de anchetă, sunt scoasă și dusă în cameră, după ce mi-au scos ochelarii negri, m-am găsit în fața patru câini uriași. Și asta este o metodă de tortură inumană. Nu am mai regăsit-o decât la doamna, dar probabil o practicau destul de des pentru a echipui. Cicerone Țoiu ajunge și el la Oradea, dar nu va sta foarte, foarte mult. Povestește despre capitanul Tiriliș, că este totul zbir de securit. Tiriliș se pare că încă mai trăiește. Băieții de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului au adunat suficient material și probe și au depus hârtiile și documentele și sesizările la procuratură, dar până în acest moment, împotriva lui Tiriliș, nu s-a declanșat nicio anchetă penală, deși trăiește, bine mersi, la Ploiești. Evadații de la Hafni s-au povestit de domnul Sari. Aceștia reușesc să evadeze într-o noapte de la Hafni, iar Ioanic va sta în libertate chiar 100 de zile în anul 1953. Domnul Sari locuiește în Canada. Ioanic, după cum vă spuneam, 100 de zile de libertate. Mai rău decât fusese la ora de a nu putea fi. Fantazii la fel povestește cum am fost la Oradea, unde într-adevăr a fost foarte prost. Marin Zucă este cel pe care ne-am prezentat, care a fost executat la Oradea. Aici scrie predat, a fost predat către penitenciarul regional spre executare. Remus Radina trece și el prin penitenciarul din Oradea. Este un exemplu a rezistenței împotriva ororilor și a presiunii, inclusiv a fost 25 de zile de greva a foamei și a setei. Este un record. Și aici povestește cum, când îi se deschide gura pentru a respira, introduce un fier între dinți, apoi introducea un furtun destul de gros, până în stomac. În acest mod îi obligau să mai reziste și tot îi povestea Mirinei faptul că în mai 58 la ghera a fost închis la mordă cu alți deținuți care evident erau decedați. Iorghe Zrizia este soțul Elisabetei Rizia. Va ajunge și el la Oradea. La Oradea, doamna Mărcea m-a rugat neapărat să menționez lotul femeilor de la Nușoara, cam toate au ajuns la penitenciarul din Oradea. Cum e foarte înalt materialul și de asta mai le-am prezentat, dar sunt destul de multe, de 10 persoane din acest lot de la Nușoara, femeile toate au ajuns la penitenciarul din Oradea. Roman Oneț este cel care va fi executat. Da, da, da. Vă spuneam la început că voi reveni vis-a-vis de un proiect pe care împreună cu Irina dorim să-l implementăm la Oradea. Cetatea Oradea este în reabilitare, este o cetate medievală și aici, în primele perioade, înainte de a se construi orașul, era o închisoare. Și atunci ne-am gândit, și cum a fost și la gărul de la cetate, am găsit un spațiu
și vom transforma treptat, treptat, aici intră pe partea de la cetate și am decis sau am propus ca în acest spațiu, la subsol, sunt 5 încăperi pe partea aceasta, 5 încăperi pe cealaltă parte, să amenajăm o secție muzeală, nu vă pregătim un muzeu pentru că spațiul nu este chiar atât de generos, nici nu avem alt spațiu în cetate, o secție muzeală, fiecare încăpere va avea o destinație aparte, penitenciar, securitate, preoți, femei, organizații, pentru toate 10 am găsit deja funcțiunile. Este numai cărămidă. Încercăm în aceste zile să vedem în ce măsură vom reuși să umplem acest spațiu foarte generos. Aici sunt eu, ca să vedeți că am acolo spațiu. Și aici că sunt cu colegul Alin Mureșan și încercam să facem măsurători de canterina. Mulțumesc mult, sper că nu am reținut foarte mult și am încercat să fiu cât mai complexă, dar mi-a luat cam mult prezentarea. Această comoară a noastră a Bihorului, am avantajul că sunt conjudețean cu autoarea acestei expuneri și împreună cu doamna Niculina, cu care am fost o vreme concetățenii penitenciarului în Oradea, dar nu ne-am văzut. Fiindcă tot ceea ce ați văzut și ați auzit sunt, din păcate, lucruri reale, pe cât de triste, pe atât de evocatoare pentru fiecare dintre noi, ca să ne atragă atenția la ce este omul și ce poate să fie omul.
De aceea, când mi-a spus că vine să facă expunerea, am zis, înving orice greutate, mai ales că eu port în spate peste 90 de kilograme de ani. Și cu fiecare zi care trece, parcă sunt tot mai greu. Dar am venit ca să fiu, sunt a doua oară aici, când am mai făcut o expunere, și mă bucur din toată inima, pentru că s-au găsit și din aceia care să răspundă chemării acestei biserici, Chirin și Metodiu și fratelui Claudiu, ca să puteți cunoaște și frățiile voastre fapte și întâmplări pe care n-aveți de unde să le aflați altfel. Se pare oarecum că lumea de astăzi este greu să recunoască că asemenea lucruri au putut fi. Și nouă care am trecut prin astfel de situații, este uneori jelă să spunem că semenii noștri ne-au provocat astfel de situații, să fii înfometat și însetat, să fii lovit și, zic eu, că dacă am realizat ceva în viață, am realizat să schimb un proverb care spune așa, unde nu-i cap, vai de picioare. Acum eu zic altfel, l-am schimbat, unde nu-s picioare, vai de cap. Când ne-a rămas capul întreg pe umeri, dar picioarele care au îndurat atâta frig și lovituri, încep să ne mai foarte mai greu. Și de aceea, ceea ce ați văzut și ați trăit prin imaginația frăților voastre, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să nu se mai repete niciodată. Tineretul n-are de unde să știe, fiindcă istoria le ascunde faptele acestea. Și uneori chiar se dau și legi care vor să ascundă un astfel de trecut și să minimalizeze, să șteargă tot martirajul și eroismul cu care tineretul vremii de atunci și mulți dintre oamenii maturi au avut curajul să înfrunte cel mai grav, cel mai periculos, cel mai agresiv vrășmaș al omenirii și al credinței comuniste. Și cu toate acestea, în zilele noastre sunt destui care refuză să recunoască faptul că a fost un holocaust, a fost un măcel al intelectualității și a tineretului românesc într-o anumită vreme. Și să nu interzică sub nicio formă propagarea ideologiei comuniste, nici în zilele noastre, măcar că sunt atât de multe fapte care vorbesc cât este de crud comunismul și cât este de neiertător cu cei care sunt împotriva lui. Am fost contemporan cu atât de mulți dintre cei care i-ați ascultat aici și mie mi-a fost frică că nu o să aducă surioara noastră o cărțulie și am pus-o în buzunar. Zice, adolescenți în zeghe.
o pun la loc, fiindcă n-am alta. Și cu câtă emoție am citit-o și am retrăit împreună cu autorul cărții, Traian. Traian Bogea, cu care am fost contemporan și la Oradea, și la Aiud, dar nu ne-am nici cunoscut, nici nu ne-am văzut. Până când i-am citit cartea și am vorbit la telefon și am aflat că el este nepotul unui fost coleg al meu de clasă și pentru noi, cei mai în vârstă, fiecare clipă din viață care ne readuce aminte de vremurile frumoase sunt atât de frumoase, mai frumoase decât cum au fost atunci, fiindcă ne trăim cu altă intensitate și cu altă perspectivă. Și atunci ne-am propus să ajungem să ne întâlnim. Pe doamna ne-am cunoscut, că am și botezat în familia de genul și cununat, dar mintea nu m-a dus să... Îți botezat dumneavoastră, părinte. Dar acum, dacă zicea părintele Galeriu, Dumnezeu să le odihnească, nimic nu e întâmplător, tot într-o miară. Nici când am întâlnit-o pe Cristina, n-a fost întâmplător, fiindcă eu care am trăit între zidurile acelea grozave ale penitenciarului din Oradea și unde, se spun drept, că dacă n-am fi avut ajutorul lui Dumnezeu și tăria sufletească ca să ne înfrumusețem clipele grele, n-am fi ajuns. Mult dintre noi mai trăiesc și astăzi, din ce în ce mai puțin. Dar este unul dintre cei care sunt cuprinși în cartea Cristinei aici, Danilă Roman, cu care am stat în celulă. Și ca să avem o preocupare, că penitenciarele de astăzi sunt pensioane, sunt, nu știu cum să-i mai spun altfel, în raport cu ceea ce am trăit noi. Ca să fii, să zicem, intelectual, cu oarecare pregătire intelectuală și să nu ai voie să scrii o literă, un cuvânt, să nu faci nimic altceva decât să stai ca să-ți fugă totul din amintire. Și atunci, noi găseam tot felul de lucruri. Bună oară cu acest Danilă Roman, căutam să găsim oscioare prin zeamă, că puneau tot felul de oase și mai erau și niște aranjamente cu deținuții care serveau masa și acele oscioare le făceam plate, le frecam pe ciment, fiecare la rândul lui, fiindcă Danilă Roman avea darul de a sculpta în os și crea niște medalioane cu Mântuitorul Iisus Hristos atât de frumoase pentru el, atât de prețioase, încât era cea mai frumoasă clipă din viață când puteai să te uiți la un os sculptat de unul lângă tine acolo sub ochii tăi, ca să-l păzești, să nu-l vadă când îl spiona prin vizeta de la ușă. Și ca să vă spun eu o amintire din Oradea. Deținuții politici erau pe un etaj, iar deasupra erau deținuți de drept comun. Și se întâmpla ca să primești câte un pachet de acasă. Știau tot familiile deținuților că o marfă vendabilă în pușcărie era țigara.
Că atunci celor care nu fumau, le aduceau țigări și le dădeam pe pâine sau pe altceva la cei de dreptul comun care aveau un alt regim și coborau o sfoară făcută din firul de la saltele până la etajul următor și trimiteai astea și auzeai, ei vorbeau tare de ei. Și eu am auzit, rețineam noi istorie și auzeam un deținut de drept comun care se numea Doxa, care striga pe unul vânătorul de la altă celulă, din alt capăt de clădire și își comunicau între ei istorie de ale lor. Când am ieșit din libertate, am ajuns muncitor necalificat, deși aveam două facultăți, teologie și farmacie, ajunsesem muncitor necalificat la Institutul Cantacuzino. Și acolo mi s-a dat în grijă animalele de experiență a unui laborator, eram priceput la asemenea treabă și vă puteți închipui când intram într-o sală de două ori cât asta, cu cuși de șoareci și de cobai, și ce nu știți dumneavoastră, cobai sunt originari din India, de-aia le zice porc indian, le zice, știi, și ei aveau acolo frica șarpelui cu clopoței. Și când intram dimineața, deschideam ușa laboratorului meu și sunam cheile și atunci toți pornăiau și se atenționau că le era frică de șarpele cu clopoței. Și eu îmi luam niște mănuși, că trebuia să curăț toate cuștile și locurile unde erau, de murdăria din timpul unei zile și, iertați-mă, plângeam de mila mea și curățam. Până când într-o zi, când m-am dus să iau hrana pentru animale, unde se adunau toți laboranții aceștia care aveau diferitele compartimente de animale, și eu nu mă înghesuiam. Și toți se întrebau cine o fi ăsta, până când au fășit, erau mulți deținuți de drept comun, eram singurul deținut politic. Și la un moment dat, unii dintre deținuții comuni, de drept comun, au venit să mă întrebe, dar unde, nu știau ei precis care era situația, zice, unde ai fost închis? Și eu, ce să spun, zic, singur, la Oradea. Păi și noi am fost la Oradea. Și da, să localizeze, unde ai fost? Zic, la etajul 1, ai fost politic? Da. Zic, da, mai cunosc și eu dintre deținuții de drept comun care au fost acolo. Una oară vânătorul. Cum? Vânătorul, eu sunt. De la altul. Doxa. El era. Erau colegii mei de la Oradea. Dar nimic nu e întâmplător. Nici că i-am auzit, nici că i-am ținut minte numele, cum zice Părintele Galeriu, nu e întâmplător, tot e promiator. Fiindcă i-am revăzut la București, în Institutul Cantacuzino, din clipa aceea, ei, deținuții de drept comun pe cei politici, îi socoteau domni și îi respectau. Și acum, din clipa asta, eu nu mi-am mai cărat în spate alimentele pentru ale mele animale și nici n-am mai curățat. Ei veneau în fiecare zi și respectau cât am stat eu acolo, că apoi am ajuns și am promovat mai departe. Dar vreau să spun, asta este dintre binefacerile închisorii. Și amintiri plăcute, fiindcă nu sunt numai tristeți. Și uneori când stăm de vorbă între noi, păi nu ți-aduce aminte când îl păcăleam pe câte unul sau spuneam, știu eu ce, că făceam și noi glume ca să treacă timpul. Încât este adevărat, au fost foarte grele zilele, dar bunul Dumnezeu
ne-a dat-o ca școală închisoare. Unii dintre noi au rămas pe acolo pentru totdeauna și au fost îngropați la cărămidărie, la gheva, la râmba rogilor, la știu pe unde, și nu mai știe nimeni de existența lor. Sau cum a spus părintele Bărdaș, care e din același sat de unde e originară și familia, dar numele nostru, ei l-au romanizat cu Ă, eu l-am romanizat cu Iu în coadă. Ca și cum n-am mai fi dat, cum spunea el, pentru ca să fie sigur că e mort, să nu fie cumva o încercare de evadare în Sicriu, îi străpungeau o suliță pe cel mort și așa l-aruncau într-o groapă comună. Și toate acestea sunt însă de domeniul trecutului. Dar, spun la tine, istoria est magistra vitae. Istoria este dascălul vieții. Sau un altul, cum zice Caramzin, nu? Zice, istoria este un testament lăsat de strămoși, strănepoților spre tâlcuire vremii de față și povățuire în viitor. Mai ales acest aspect ar trebui pentru frățiile voastre care sunteți toți atât de bine în raport cu 92 ai mei, să vă fie totul învățătură. Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu ne mai ajungă astfel de situații. Dar pentru aceasta fiecare trebuie să stăm uneori în fața conștiinței noastre să vedem ce avem de făcut pentru viitor. Și pentru aceasta îi mulțumesc Cristinei că a adus aici închisoarea de la Oradea. Și din zidurile acestei închisori și citind și cărțile, dacă îți găsi această cărțulie Adolescenții în Zeghe, să vedeți un tânăr de 15 ani, cum a fost și sora Nicolina, cum au știut să îndure toată nedreptatea care mi s-a făcut, să ajungă să lupte ca să fie oameni și cetățeni demni și mai ales credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate întâmplările pe care mi le-a dat ca să tragem bune învățături pentru viață. Vă mulțumesc și mă iertați. Că tribunalele aveau această treabă de făcut. Când ajungeai în tribunal, erai deja condamnat. Asta era treaba securității. Și, bineînțeles, ne-au condamnat pe toți cu ani grei de închisoare, tot locul, fiindcă au fost și arme, cum spunea și Cristina, în lot, cei care erau cu, aveau posesie arme, băieții din lotul nostru au avut niște arme, au fost condamnate foarte, foarte mari. L-au luat pe tatăl meu ca să fie bucuria mai mare, i-a dat și lui 20 de ani, complet nevinovat, dar vreau un exemplu. Rog să fie cineva care spune că au fost educați tinerii în regim burghez-o Moșeresc. Bietul tatăl era chiar bun. Și eram un model foarte bun.
l-au luat și pe el, i-au dat și lui 20 de ani în soare, lucru care mă apasă până în ziua de astăzi, pentru că din pricina mea, familia mea a avut foarte multe suferi. În sfârșit, nu sunt singura, toți au fost, au trecut prin așa ceva de deținuți. De la Târgu Mureș m-au dus la Jilava, unde am stat pe 4 luni, pentru că Jilava era o închisoare de tranzit în general. Chiar ieri am fost pe acolo cu niște ziariste din Germania și au fost să filmeze Jilava. Mai am și activități de felul ăsta, mai vorbesc elevilor, mai mă duc pe la Jilava, unde n-am crezut că am să mai ajung vreodată. Așa, și am stat acolo 4 luni și aceea este o închisoare îngrozitoare, poate altă dată vom vorbi despre așa ceva. După Jilava m-am dus la Botoșani și, dat fiind că eram minoră, am fost izolată. Eu am stat aproape un an de zile, dacă nu chiar mai bine, mai mult singură în celulă. Fiindcă mi-au dat totodată un pachet, dar dreptul la un pachet a venit mama la mine. Fiind minor, am cerut acest lucru. Nici mai știu cine m-a învățat. Că am dreptul la acest lucru. Mi-au dat dreptul la un vorbitor și din cauza acestui vorbitor, care a durat 5 minute la o distanță de 2 metri, așa cum am, mi-a fost interzis să stau cu alte deținute. Și am stat izolat așa, la Botoșani, vreo 7 luni. De la Botoșani m-au dus din nou la Jilava, tot așa, în tranzit, dar de data asta am stat mai puțin. Și am ajuns la Arad. Tot izolată și acolo, tot singură. Singura mea salvare a fost, adică, oarecum spus, aveam vecine de cameră și învățasem alfabetul morse și vorbim la perete. Toți deținuții și cunosc alfabetul morse, să știți. Se vorbea la perete, era metoda noastră de a comunica și de a mai afla dacă mai trăiește unul sau altul, dacă s-a întâlnit cu altul sau cu alt deținut sau cu o soră sau cu un frate. Și după ce am împlinit majoratul, m-am băgat la camera de femei. Am stat la Arad, mai știu câte luni, unde începuse oarecum o perioadă mai de relaș, așa era în anii lui 62, când cred eu că ei începuseră să se gândească că vor trebui, la presiunea Occidentului, să înceapă niște eliberări. Pentru că își dădeau seama că au făcut niște lucruri cumplite. N-am apucat să mă bucur de acest lucru, pentru că în toamna lui 62, poate mulți știți, s-au întâmplat evenimentele din Cuba. Când atmosfera s-a încordat din nou, atmosfera politică. Și să știți că de câte ori s-a întâmplat ceva în libertate, se întâmpla ceva care deranja sistemul politic de la noi, noi simțeam în închisoare. Imediat se năsprea situația, dacă era mai bine un pic afară, mai ne lăsăm și pe noi în pace un pic. Dar evenimentele astea din Cuba, probabil că i-au speriat foarte tare. Și într-o noapte la Arad ne-au îmbarcat pe toate, nu știam ce se întâmplă, într-un camion cu militari care ne păzeau și ne-au dus la gară la Arad. Ne-au urcat în tren Dubă, ca să știți că era trenul special, era trenul Dubă pentru noi, și ne-am dus la Oradea, unde ne-am ținut pe culoar aproape toată noaptea, nu știam ce se întâmplă, pentru că toate eram speriate, și ne-am băgat în celularul din Oradea, despre care se vorbește atât de mult, acum și în carte, și Părintele Bordașiu și toată lumea. Celularul din Oradea este o foarte greu. Celule mici, unde încăpeam 4 persoane, foarte frig, geamurile bătute, nu știu, eu nu țin minte să fi avut voie să deschidem geamurile. Să știți că au trecut niște ani și sunt multe lucruri care se suprapun în amintirile noastre. Frig, gardienii foarte severi și ne-am ținut în celularul ăsta, cred că, adică mai mult de o iarnă. Foamea era cumplită. Toată lumea, noi toți în închisoare, am răbdat de foame oră de oră, zi de zi, an de an. Dacă puteți să vă închipuiți că poate mi-e foame și dumneavoastră din când în când, cât este de rău să-ți fie foame și foamea asta să nu se mai termine.
nu mai spun de frig. Toate eram bolnave, toate răceam, femei care făceau anexite, cer scuze, dar sunt realități. Nu se poate. TBC-ul era în floare, se îmbolnăveau tinerii de TBC. Și am stat, de exemplu, eu țin minte, pe Oradea mă scoteau la muncă, la Corbau, de la lustruit coridoarele. Eu am lustruit coridoarele la Oradea, nu vă pot spune, seara de seara mă scoteau, că era, eram printre tineri, mă scoteau pe cei bătrâni. Și după ce am, a trecut iarna aceea, ne-au scos la muncă, era deja anul 63, când începeau eliberările despre care noi, de fapt, nu știam. Aduceau deținute de la Miercurea Ciuc. Era o săpăceală încât nu mai înțelegeam niciunul ce se întâmplă cu noi. Pentru că vreau să vă spun că atunci când în celulă erau mișcări de genul ăsta, îți iați mugeluța și pleacă și ieși. Nu știai ce faci. Te cheamă afară, erau perchezițiile care erau încumbrite, până să vă spun de restul, că am uitat să vă povestesc. Nu te lăsau în pace. Te scoteau la percheziție, te scoteau pe vol. Îți spuneau să te dezbraci și să spui boarfele, că asta era expresia. Ia-ți boarfele și mișcă. Ia-ți boarfele și pune-le jos. Stăteai pe coridor, dezbrăcată, așteptând cu hainele la picioare, să vină să te percheziționeze. În cameră percheziționau, răscoleau saltele, perne, tot ce era, încât când intrai nu știai ce e acolo. Veneau, te percheziționau, te puneau să faci, să sar ca broasca, să te întorci în diferite poziții, nu cumva ca părțile intime s-a ascuns ceva. Deci asta era o teroare și o umilință care nu se poate descrie. Cel mai rău din toate era umilința, asta vă rog să rețineți. Eram un fel de nimeni acolo. Nimeni nu mai știa ce reprezintă. Nu știu dacă puteți închipui să fii femeie, era greu pentru toată lumea. Vă rog să vă gândiți la anumite perioade din lună. Ce însemna? Să nu ai ce-ți trebuie, să nu ai apă la dispoziție, să nu ai multe. Deci, ne-a scos pe urmă la muncă și asta vreau să vă spun că a început o învălmășeală în penitenciar, că nu știai ce se întâmplă. De obicei, noi când ne spunea ia-ți bocceluța, te gândeai că te duce la penitenciar, părintele știe că așa era. Ne mutau de colo-colo, nu știu ce era în capul lor, ce vroiau. Nu știai, te duce în altă închisoare, te mută în altă cameră. Nu pricepeai. Ei, au început mișcările astea și pe urmă am realizat noi, aduceam de la Miercurea Ciuc, au adus femeile care au fost condamnate la viață. Atunci au adus condamnările foarte mari și grave și atunci am cunoscut-o pe Alep Coposu și cu altele din închisoarea Miercurea Ciuc, care erau săracele sătule de închisoare, 13-14 ani duceau în spate. Toate aveau niște ceartăni așa mari, negre, slabe, vinete, că nu mai aveau culoare, erau cianozate toate. Și munceam la răchit, într-adevăr. Răchita trebuia ca să lucrez, trebuie umedă, să o țin. Erau niște vane acolo în care puneam răchita și o scoteam umedă și munceam la ea, o doiam, lucram, făceam, îmbrăcam damigene, sticle, ușede, dar dat fiind că această răchită era tot timpul udă, veșnic era mude pe genunchi. Bineînțeles că ne chinea și durerile astea reumatice. Eu eram încă tânără și acum, fiind la vârsta care sunt, mă gândesc de multe ori oare cum suportau bietele femei în vârstă. Abia acum mă gândesc. Nu, poate Dumnezeu ne-a ajutat să fie atât de cel mai ușor. Și au început mișcările astea, au început eliberările în tranșe. Au început. Eu m-am eliberat din penitenciarul din Oradea în iunie 64. Mi se pare că după această tranșă a mai fost una prin august. Ce să vă spun? Eu am întâlnit colega de loc cu care am fost colegă de liceu după 5 ani de zile. În 5 ani nu ne-am văzut, au avut grijă să nu ne vedem. Am ieșit amândouă pe partea închisorii din Oradea. Țin minte așa vag că se îmbătea pământul cu mine. Nu știam, parcă nici nu știam nici să mai calc pe stradă. Țin minte doar Crișul cu niște lansuri pe margine, nu știu dacă țin bine minte.
ne uitam amețite cum eu ne-am îmbrăcat, de ce se întâmplă, nici mai știu cum am ajuns la gară și cum am ajuns acasă. Știu doar că am ajuns acasă, mama nu mai stătea unde am stat, pentru că dăduseră afară din locuință. Au chinuit-o îngrozitor, neavând. Ea a fost casnică când ne-au arestat pe noi. Nu avea servici. Fiu cu vai, după vreo 2 ani, i-au dat servici, după ce au obligat-o să divorțeze. Și asta era o traumă și o tragedie în familie. Au obligat-o să divorțeze, nu mai stătea unde am stat. Am găsit-o întrebând oamenii. Pentru că tot orașul, eu am trăit așa copilărit în Reghin, dacă ați auzit de orașul Reghin. Lumea știa toată povestea și m-au îndrumat de unde stă. Era la fabrică, muncea. Nu știu cum a aflat că am venit acasă și când a venit acasă, vă spun sincer, mă oprise o vecină să stau la ea în cameră până vine mama. Și când am văzut-o, au fost câteva clipe când ne-am uitat una la alta și parcă nu ne mai cunoșteam. Eu plecasem de 15 ani jumate și veneam aproape de 21. Nu mai eram ce-am fost. Mama era și ea îmbătrânită de chinurile prin care a trecut. Ne-am luat în brațe și pe urmă ne-am dus în casă și am povestit. După o lună de zile a venit și tata acasă. Și să nu credeți că a fost ușor și după aceea. Toți am avut de suferit. Eu nu terminasem nici măcar liceul. Știți că am fost arestată când terminasem clasa a noua. M-au luat de la balul de închidere a anului școlar. Încerc să zic că am un loc. Și nu terminasem nici liceul. Mă gândeam ce fac. Când am ieșit din securitate, ca toți deținuții ne-au obligat să dăm acolo declarații, că nu vom spune ce am văzut și prin ce am trecut. Că dacă cumva aflăm ceva și așa să mergem să spunem, adică să colaborăm cu ei, bineînțeles că nu m-am văzut niciodată. Și pe urmă așteptam să-mi dea un servici. Mie mi-au dat, vă spun sincer, după vreo 2 luni, pentru că trăiam din ce câștig avea ta mama și eu și tata, fără servici. Și mi-au dat un servici la o buntărie, la curățat cartofi, că se făcea pâine cu cartofi. Mi-ardeau palmele după atâția ani de frig, acum mă prăjeam la cartofii aia de vinț, că nu mai puteam să-i țin în mână. Curățam cartofi, nu mai știu câte luni, lucram în schimbul și noaptea și am încercat să vă spun că eu în Oradea am avut pensiune, am făcut și 25. Încât doctorul Miclo, și dacă ați auzit de el în Oradea, era doctorul penitenciarului și doctorul Crețu, era speriat că mor. Începuseră eliberările și nu era chiar așa simplu să muri acolo. Așa că, probabil că trebuiau să dea explicații. Și mai îmi dădea câte pastile din când în când, mai îmi lua tensiunea, dar când îmi dădea pastilele alea, vă spun sincer că mai rău îmi făcea că îmi scădea tensiunea și mă băteam de toți pereți. A fost complet, în sfârșit. Când m-am eliberat, mi-a spus doctorul Miclo și dacă te duci acasă, stai o lună și vezi dacă mai e nevoie să iei medicație sau nu. Am avut dreptate. Am ieșit și după o lună de zile m-am liniștit și mi-a scăzut tensiunea. Dar a fost cumplit și cu tensiunea. Așa, și deci lucram la curățat cartof și pe urmă, prin bunăvoința oamenilor, ca să nu vă rețin prea mult cu poveștile astea, care mă cunoșteau și care știau povestea, dar care se și temeau pentru că au reușit comuniștii ăștia să bage frica în oameni. Toată lumea se temea. Unul de altul, nu îndrăznea să vorbească nimeni nimic. Și prin bunăvoința unor oameni, a directorului de la panificație, a oamenilor care ne știau povestea și necazul prin care am trecut, m-au scos de la cartofi și m-au băgat în brutărie. Am lucrat la panafadele alea unde se pune pâinea, unde se bagă în cuptor. Pe urmă, încet, încet, am ajuns la magazie. Dar vă spun tot prin bunăvoința oamenilor, pentru că altfel n-aș fi reușit. Am făcut cerere la Ministerul Învățământului să-mi dea voie să continui studiile. Mi-au dat voie cu o condiție să fac doar la fără frecvență. Probabil ca să n-am prea multă tangență cu tinerii. Nu știu, așa am explicat. Am făcut liceu și mai mult nu m-au lăsat. Atât a fost. Pe urmă mi-am dat diferențe la liceu economic și am făcut contabilitate 40 și ceva de ani. Și cam asta a fost viața. Sunt lucruri
emoții diverse, le trăim cu altă intensitate decât frățiile voastre. Și fiecare clipă pe care noi o exteriorizăm are o altă valoare decât cea cu care o receptați frățiile. De aceea v-aș ruga să trageți învățăminte din ele. Și fiindcă suntem tot pe meridianul Oradiei, îmi cer îngăduința, chiar dacă în timpul destul de trecut, să ne oprim o clipă la o altă personalitate a Oradiei și poate că la Aurențiu o să încropești ceva să relatezi ca să află și lumea. Peste două zile, pe 20 octombrie, vor fi 55 de ani de când a trecut la Domnul episcopul martir Nicolae Popovici. O personalitate extraordinară, un om cult, un om smerit, un om înzestrat de Dumnezeu cu graiul de a vorbi și frumos, și care a avut curajul în epoca aceea comunistă, când se făceau arestări, să se adreseze în biserică și peste biserică să se ducă mai departe, cum e obișnuită vorba, să se adreseze celor de atunci, pigmei ai vremii mele. Pentru că au început să-și bate joc de biserică și de martirii bisericii și de oamenii mari, cum s-a întâmplat atunci la Oradea, când au scos în vitrine un tablou cu ceea ce noi îi cinstim astăzi ca sfânt pe Andrei Șaguna, și să-l expună în batjocuri lumii cei care trăiau pe vremea aceea și înțelegeau alte lucrurile. Și pentru că nu-l puteau aresta ca pe oricare dintre noi, l-au scos din scaunul de episcop de la Oradea în 1950 și pentru că au luat o seamă de lucruri la care ținea, a stat în calea mașinii și mașina a dat peste el și a luat pe botul mașinii și așa l-a scos o bucată de drum până când a căzut de pe mașină și l-au surghiunit în domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Cheia, unde un călugăr de acolo i-a spus în față: Preasfințite, să faceți tot ce-ți face, dar să nu vă văd eu, că pe mine m-au pus ca să vă urmăresc să spun tot ce ați făcut. Și bolnav fiind de inimă, eu când eram la farmacie, procuram de pe unde puteam un preparat german de zicea Dorital și a dus așa 10 ani în surgiuni și apoi în 20 octombrie a trecut la Domnul. Să-l pomenim și noi cu cinste și căutați pe internet să aflați, să citiți tot biografia, fiindcă e îndemnul pe care îl fac eu ca să puteți cunoaște, să știți că omul acesta a fost un slujitor al bisericii, un puțin au fost sau vor fi, și de același timp un patriot desăvârșit, fiindcă eu l-am văzut atunci când granițele țării erau amenințate la o conferință publică, și-a pregătit discursul și-a luat crucea și o sabie și a spus celor care vor răul țării, acesta e răspunsul. Crucea, adică rugăciunea către Dumnezeu și sabia,
ca să apere fruntarii din țări. Dumnezeu să-L odihnească. Acum, dacă aveți întrebări, nu mai puteai rămâne câteva minute, 20-30 de minute, care le puteți abona și Cristinei, și părintele, și doamnei Irina. Apoi o să... Cristina, să ne spui și care sunt prețurile la cărți, pentru cei care vreau să le cumpere. Sunt problema la final. Printre noi este și domnișoara Ioana Hapșu. Peste o lună pe invităm și pe dânsa tot aici, ca să ne vorbească despre rezistența din comunistă din Munții Tăgăraș. Ioana, pentru cei de la lui asociație, e cunoscută. O să vedeți că o să fie o vedere foarte interesantă. Ioana e cercetător CNSAS, acreditat și a studiat grupul din Munții Tăgăraș. Bunicul ei a ocupat de un acel grup. Iar peste două săptămâni, cu ajutorul lui Dumnezeu, tot aici, sperăm să l-am invitat pe domnul Răzvan Pădărescu. Încă tema o discutăm cu domnia sa și o să vă anunțăm pe sala asta o la Dumnezeu. Mă rog, întrebări dacă. Este un domn în spate. Da. Da, te rog. Da, vreau să întreb ce, când se făceau anchete, ce doreau să obțină la anchete? Și pentru părinte. Să află ce ai făcut și mai mult decât atât, pentru că adăugau ei. La mine, în dosar, am întâlnit niște lucruri și mi-a stat mintea în loc. Uneori îmi venea să plâng, altor să râd. Mi-au scris acolo că am pus să aruncăm în aer nu știu ce căi ferate, nu știu ce Dumnezeule de clădiri. Totul ca să fie cât mai solid dosarul și să-ți dea condamnare cât mai mare. Asta era distracția lor și ordinele de sus. Pentru că nu-i caută nimeni pe cei care au aranjat acest sistem. S-au rezumat la teroriști ăștia, la, cum le zice, la torționari ăștia doi. Dar ceilalți, unde sunt? Anchetatorii care ne-au aranjat dosarele pentru toate condamnările erau în funcție de ce scriau ei acolo. Nu-i întreabă nimeni. I-au lăsat în pace în paturile lor care au murit, sănătoși, liniștiți, cu pensii grase. Deținuți, uitați-vă când îl vedeți pe fecior la televizor, lăsați-o deodată. E cât televizorul. Să vedeți deținuții care se duc să pună mărturie. Adunați, coșcoviți, bătrâni, bolnavi și vai de capul lor. Când m-am întrebat, ce urmăreau la anchetă să obțină de la dumneavoastră? Ce îi doreau să le spuneți? În cazul dumneavoastră. Știți cum era procedeul? El îi spunea întrebarea, dar tu nu vedeai ce scrie. Și el scria ce voia el și dacă nu, la sfârșitul anchetei, trebuia să semnezi pe fiecare pagină. Dar nu mai revenea niciodată, nu schimba cea scrisă. Dacă nu erai de acord, consecințele erau dureroase până în văduva oaselor. Și atunci, vrând nevrând, semnai ca să scapi, fiindcă știai că tot vei fi condamnat. Și întotdeauna ei vreau să arate că ai fost un dușman al regimului, ca să te poate încadra, ca să te condamne cât mai greu. Și indiferent ce ai făcut, ce n-ai făcut. Până oară pentru mine, care am fost în epoca studenției, ne întâlneam așa cum sunteți și frății de varte acum, pe la cămin, unde era și vorbeam ce va fi, cum va fi și ne-am hotărât studenții teologi care am dus o muncă de lămurire apoi și cu alții, și am împărțit în Sâmbăta Mare, care era zi de post negru obișnuit pentru creștini, am împărțit manifeste
ca să nu se ducă lumea la meeting și la kermeze și la petreceri. Fiindcă era zi de doliu mare și multe altele. Nu aceasta a fost acuzarea care mi-a dus-o greacă, ci cum am dus eu lămurirea ca să pot sta ascuns 7 ani, cât am reușit să fac ca să devină toți ceilalți dușmani regimului ca să mă acopere pe mine. Deci am înfruntat securitatea care era atât de bine organizată și n-au putut 7 ani de zile să ajungă la locul unde eram eu ascuns. Și pentru aceasta trebuia să spun că am vorbit, că am plătit, că am făcut și că am avut bani și că mi-a dat, cine mi-a dat bani, de unde am avut bani ca să mă întrețin în tot timpul acesta. Și toate acestea vreau să le obțină de la mine ca să facă un lot cât mai mare de dușmani ai regimului pe care se-i poate condamna. Dacă se cereau și alte nume de persoane, alte persoane. Dacă cereau și alte nume de persoane. Sigur că da, este întotdeauna, nu era, mai întotdeauna trebuia să spui nume. Dar eu vă spun, și să nu o interpretați altfel, că nu știu cum să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu, că toți cei care au fost incriminați de declarațiile mele atunci, n-au făcut niciun pic de închisoare, fiindcă a venit un decret de amnistie exact în anul acela când s-a dat sentința. Și toți care au fost arestați din pricina mea, a fost și sufletul celor care au judecat, fiindcă niciunul nu i-a dat o condamnare mai mare de 7 ani, încât toată lumea a intrat în amnistie. Și eu, pe conștiință, nu am nicio suferință a cuiva în închisoare din pricina că au fost lămuriți de mine. Ori eu n-am dus, de fapt, n-am dus nicio muncă de lămurire. Dar cum scrie Cristina aici într-o carte și cum ați văzut, cred că nu era nici 5% dintre românii de atunci care să fie favorabili colectivizării și tot ce era, încât nu trebuia adusă nicio muncă de lămurire. Ei erau implicit la fel ca și nimeni, decât că nu erau fugari și nu erau nici apoi condamnați. Și eu unde am stat într-un sat, ultima dată unde am stat 5 ani, ziceam că nu știu decât rudele apropiate. Dar după ce m-am eliberat, am aflat că știa mai bine de jumătate de sat unde eram. Dar nici unul n-a fost ca să trădeze existența mea. Să vă mai spun o întâmplare, chiar dacă timpul fuge. Nu ieșeam din casă decât noaptea și atunci cu oarecare grijă. Și când a venit odată primăvara, pe ferestrele dinspre sud, mi-am scos și eu mâinile ca să iau tot soarele, să-l aduc la mine în casă. Și vecinul era în podul grajdului și își aranja țigla. Și când a văzut că se mișcă mâinile, și-a pus întrebarea. Și apoi, de la o întrebare la alta, și-a dat seama că poate să fie o situație mai gravă. Și el nu știa, eu de fapt n-am văzut deloc că el privea de acolo. Dar a venit la unchiul meu care era stăpânul casei și i-a mărturisit ce am văzut. Dar nu m-a spus niciodată. Dar nici eu n-am spus. Și mai zilele trecute a fost o lansare de carte Îmi plec fruntea, intitulată Cartea a unei
scriitoare, are vreo 15 cărți, locuiește în Toronto, în Canada și Dreagnele a istorisit în câteva pagini întâmplarea prin care am trecut eu. Ea era profesoară la gimnaziu unic și împreună cu ea era și cel care i-a fost logodnic până la arestare, fost coleg de facultate cu mine, care a ajuns profesor în satul unde erau ea și o constătean. Erau două profesoare și profesorul acesta, care erau, ei între ei erau prieteni buni și aveau ca elev un verișor al meu, care purta același nume cu mine. Și spre deosebire de copii ceilalți de la țară, vărul meu avea caietele îmbrăcate în hârtie albastră, frumos, miniatură, era totdeauna cu lecțiile făcute și colegul meu, cu care a făcut facultatea 4 ani, s-a dus cu gândul, prea e aspectul formal al tânărului acestuia față de posibilitățile lui intelectuale și s-a gândit, o fi vreo legătură cu cel care, zicem noi, unii spuneau că sunt arestat, nu știa nimeni de mine. Alții că am trecut granița, alții că am fost împușcat, au fost multe legende. Dar el l-a întrebat odată, îl cunoște Putărescu. Și verișorul meu, care era elev, avea 10 ani sau 12 ani cât avea, dar le-a dat Dumnezeu tăria, dragii mei, nici nu vă puteți închipui. Am stat 5 ani acolo, deci de când erau deci copiii ăștia de 5 ani, știau de mine, dar niciodată, nici celor mai apropiați, nu le-a vorbit ceva. Și acum îl întreabă ăsta dacă știe de mine. S-a uitat copilul la profesor și am auzit de el, dar nu știu cine e. Și n-au fost mulțumiți de răspuns și atunci dirigintele are voie să meargă să-i controleze pe elevi acasă, cum învață, dacă au mediu favorabil, și-au anunțat că vin să-și viziteze elevii. Era în satul vecin, că erau gimnaziile unice, erau numai pe centre de comune. Și au anunțat toți elevii din sat, ca să nu fie bătător la loc, a venit numai la unul, că toți elevii din satul Putare, cu Saseu îi zicea, vor veni dirigenții, adică el și cele două colegi să meargă pe la elevi. Și au venit și la verișorul meu, adică în casa unde era. Au deschis ușele să vadă mediul în care trăiește copilul, dar să vadă dacă e ceva. Ori eu în casa în care stăteam era, nu avea podeaua de schimburi, era pământ bătut, pământ nivelat, să spun așa. Și eu care le duceam toată ziua în X, am lăsat așa un X pe casă. Și el a văzut-o, dar n-a spus nimica, ca să nu dea de bănuit. El se vorbea tare pentru elevi. Zice, măi, se când te plimbi aici prin casă, pune ceva peste pământ ca să nu-l faci urme. Pune un covor, ceva. Dar asta ca să aud eu, ca să știu și... Până la urmă m-am întâlnit și cu el. Și nu pentru mine a făcut închisoare, a făcut și el închisoare destulă, ci pentru altă colaborare. Și... ca să vă spun că nu numai închisoare și tot parcursul ăsta și toți care au fost, dacă a fost vreunul care să nu creadă înainte de a fi închis, din închisoare a ieșit un om credincios.
Dacă n-a ajuns să creadă, atunci a murit și a rămas prin închisoare. Și așa, Nicu Steinhardt, l-ai cunoscut pe convertirea la tot și bunul Dumnezeu a avut milă de toți și i-a întărit pe fiecare se poate străbate timpul acesta de grea încercare. Eu doar atât am uitat să vă spun. Să știți că au fost femei care au născut în închisoare. Cristina Ștefan, Liliana Preduța, Zara Trato, mă cheamă Dr. Șușman, nu, notul parajudistilor. Au fost câteva femei care au născut în închisoare. Și Adriana și-au botezat fiindcă în libertate. Da. Prima dintre ei. Ce se numește? În libertate. Și trăiește și în ziua de azi și este geolog. I-a luat fetița, i-a dat-o la un cămin și după un timp, probabil soțul ei s-a zbătut, a aflat cumva, și-a luat-o și a crescut o soră de ei. Deci, situații și situații. Noi, dacă am vrea să vă povestim, vă ține până dimineață. Nu numai despre noi vorbim, ci despre diferite alte cazuri, care, colegi cu care am stat și care eu pe toate le-am iubit și le iubesc și vă gândesc cu drag la ele. Vă spun, când vine Crăciun, mi-amintesc cum cântam în surdină colinzi, cum băteau în ușă gardienii să nu mai cântăm. Nu vă pot spune câte amintiri sunt. Adică, povestirea ar fi foarte multe. Tragedii, multe, multe de tot. Mai bine să nu le știți. Apropo de Morse, la un penitenciar unde toți deținuții erau bolnavi de TBC. La un moment dat, gardienii nu înțelegeau cum tot penitenciarul tușește. De fapt, interzicându-li să se mai bată în perete, au instituit acest sistem, tușau, transmiteau informațiile și tot penitenciarul tușa la un moment dat, dar de fapt transmiteau informații. Dar ceva și mai frumos, în Evreaciu, nu știu dacă mă mulțumim Natalie, prietena lui Alec Popos, nu știu dacă lui ea, a fost foarte, foarte bolnavă. Prin perete s-a transmis, prin morse, din cameră în cameră, la o anumită oră, când se auzea un globus sau ceva, că Evreaciu era în mijlocul orașului, toate deținutele să se roage. Și a fost o rugăciune colectivă pentru această fată care era pe moarte. Deci, multe, multe s-ar putea povesti. De aceea, îmi place mie să spun că toate închisurile au fost afiliate la Rubu Apriz. Toți știți despre Rubu Apriz. Fiindcă la anumite ore din zi, prin țevile de calorifer prin care se transmitea cu morse, erau anumite ore când toată lumea se ruga, încât dacă s-ar fi putut face o radiografie spirituală, ar fi văzut toate închisorile cum ard de rugăciune, de puterea rugăciunii. Și Bunul Dumnezeu i-a întărit pe toți și cei care n-au avut tăria să devină credincioși, dacă au fost, aceia s-au pierdut, săraci. Dumnezeu a rugăciunea, toată lumea a omenit. Să vă mai istorisesc o clipă, încă l-ați văzut pe Părintele Arsenie Boca. Ar fi împlinit 105 ani pe 28 septembrie, ca să-l comemorăm și pe Părintele. Părintele a făcut ultima închisoare din pricina mea. A venit și m-a căutat când eram închis la, când eram ascuns la Timișoara. Eu eram acolo și căutam un moment favorabil să trec granița. Ori părintele pe care îl cunoșteam dinainte vreme și care înființase mănăstirea Pristop atunci, în anul acela, în 49, și avea doi călugări, personalități cunoscute a vieții spirituale. Unul a fost mitropolitul Antonie Plămădeală de la Sibiu și unul a fost părintele Dometie Manolache de la Râneți. Cine nu știe despre ei, se caută pe internet. Și aceștia doi mi-au fost colegi și prieteni
și i-au spus părintele Arsenie, sufletul ne spune că nu e nici mort, nici trecut, e undeva ascuns, te căutați-l să-l aduceți aici. Și s-a dus de la Prislop, la Oradea, unde era tatăl meu într-un sat, aflat de la tata unde sunt și m-a căutat de la Oradea, a venit la Timișoara și am stat de vorbă. Și cum era un vizionar, mi-a spus, nu cumva să treci granița. Părintele nu știa că aveam o condamnare în lipsă de 20 de ani. Și i-am spus, părinte, dacă viu și ne descoperă că nu stau ascuns în mănăstire, acolo ești în domeniul public, să spun, și dacă mă găsesc, cred că se întâmplă o nenorocire pentru toată mănăstirea, să nu o desfințeze din nou. Și atunci ne-am înțeles, în bună pace ne-am despărțit, dar mi-a poruncit să nu trec granița, că nu mi-e favorabil. O să fac închisoare, dar nu o să mor în închisoare. Și nici n-am văzut. Dar trebuie să nu fie comuniști înapoi că iarna ea. Pentru tot ce v-am povestit. Nu pe noi, ca noastră ea. Deci m-am plecat. Comunismul n-am. Aveți grijă. Ce s-a mascat Uniunea de la Uniunea Sovietică, e la Uniunea Europeană. În timp ce eram în închisoare la Timișoara, așa cum ați înțeles și știți ce înseamnă tot, ce înseamnă program. Programul era să deschideau ușile rând pe rând, nu totodată, și te duceai cu tinerii, le deșertai, le spălai, te întorceai și asta toate în grabă destul de mare. Și într-o zi mi-am făcut și eu, eram ținut ca mereu singur. Și eram acolo singur în celulă și vă puteți închipui ce înseamnă să stai singur, să maci în pustiu dureri și nenoroc, cum zice un vers de Crainic, fiindcă nu știam atunci, eram după securitatea din Timișoara, nu știam cine sunt arestați, ce spun fiecare, ce au spus, ce se descoperă și nu știu cum. Și erau clipe grele. Și la un moment dat, în timpul zilei, după ce am fost la program, vine gardianul cu voce sunătoare, zice, gata, repede, tineta, te duc la program. Dar eu, nevinovat, că am fost. Și mai dar eu, ia tineta și du-te, că când se răstește la tine gardianul, execuți. Mi-am luat tineta și m-am dus în spălător. Obișnuit spălătorul avea geamurile, obloanele închise ca să nu vezi nimic în afară. Ei, când m-am dus acum acolo, m-am dus cu vasul de apă pe care îl luasem și acum m-am dus și la rum să-l iau înapoi, dar când am văzut fereastra larg deschisă, mi-am desfăcut plămânii și am inhalat aer curat și proaspăt, și mi-am aruncat ochii dincolo în curte, unde l-am văzut pe părintele Arsenie la plimbare cu barba lui lungă și atunci am zis, ăsta e semnul de la Dumnezeu ca să știu că părintele e cu mine în închisoare. Dragile, întrebați-vă de unde a știut gardianul ăsta să mă scoată să știe că eu am legătură cu părintele Arsenie, că era un simplu gardian. Vreau să spun că oricât erau de gardieni, unii dintre ei aveau totuși sufletul alături de cei care erau în suferință. Nu erau toți aini. Ori fi fost și unii mai buni, povestești și alții, nu mai. Și cine i-o fi spus lui ca să accepte, că sigur că nu s-a dus să cunoască din dosar faptul că părintele Arsenie de acolo era cunoscut de toată lumea, e în legătură cu deținutul din camera cu tare, ci probabil că pe undeva alții au fost care i-au spus și lui, vezi când o fi posibil să faci asta și cu tare. Sau... Și atunci Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca să ne putem întări sufletește pentru toate împrejurările pe care le-am trecut.
să ne ajute Dumnezeu și din dragostea față de Dumnezeu, față de biserica noastră, față de neamul nostru, să nu uităm niciodată să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul care ne-l dă. Amin. Vreau să nu mai rețin atenția doar 3-4 minute. Două lucruri. Pentru cei care vreți să aflați mai mult despre ce s-a întâmplat la penitenciarul ăla de azi. Asta e site-ul Cristinei, memoriaresistenței.ro. O să vedeți că Cristina are foarte multe materiale. Apoi, asta e site-ul nostru fericitiepigonist.net. Cum ziceați părinte, dacă vreți să aflați orice despre cei care oferiți în temnice, orice, multe materiale despre inclusiv de episcopul Nicolae Popovi sau alții, pentru cei care nu știți. Apoi, vreau să mai aduc aminte, pentru cei care nu știți, că noi în luna, la sfârșitul lunii noiembrie, organizăm un pelerinaj la Sfinții Chisorul, adică în zona, în locuri în care au suferit cei din termisie comunice. Mergem 5 zile, plecăm pe 27 noiembrie, vizităm penitenciarul Jilava, apoi mergem la Pitești, apoi vizităm cetatea Făgăraș și acolo mergem la Fundația Negru Vot, acolo unde domnul profesor Florentin Olteanu o să ne vorbească despre comunizarea țării Făgărașului. Pe 28 noiembrie mergem la Iud și vizităm memorialul de acolo, mănăstirea și monumentul. Osoară. Așa. Apoi pe 29 ajungem la Sighetul Marmației, unde vizităm cel mai frumos muzeu. La Sighetul Marmației, mă scuzați. Este camera 71, unde sunt elevii arestați. Și acolo sunt poze la care s-a reușit să se adune pozele. Și restul pe pereți sus, e foarte frumos aranjată camera, numele la foarte mulți elevi care au fost arestați. Deci acolo e așa de frumos încât puteți sta o de dimineață, până seara să citiți. Chiar și o săptămână întreagă aveți ce vedea. Deci, de la Sighetul Marmației, mergem la Alba Iulia. Și la Alba Iulia o să stăm două zile. Și pe 30, când e Sfântul Apostol Andrei, și pe 1 decembrie, când e Ziua Națională a României. Deci, e un pelerinaj dedicat, în mod special, Zilei Naționale a României și celor care au reușit să salveze demnitatea neamului. La Alba Iulia, ce o să facem? O să mergem la biserică, la Părintele Jean Nicolae. Părintele Jean Nicolae a vorbit foarte des și s-a ocupat de viața Părintelui Ioan Ioban, un apropiat al Părintelui Nicolae, de altfel consăteni. Adică bunicul. Bunica mea e nașa mii de bote. Așa. Da, la Recea. Da, deci Părintele Ioan e unul din mari mărturisori lui Hristos în regimul comunist. Deci Părintele Jean, stăm la liturghie la Părintele Jean, apoi ne va vorbi despre Părintele Ioan Ioban. Și seara mergem la Părintele, cum scap acum numele, cel care e director la Radio Reîntregirea din Alba Iulia. La fel, vom participa la vecernii acolo. Corjan. Nu scap, am scris aici. Apropo de asta, o să-i fac și Părintele acum, înainte de a pleca din București, o să rugăm pe Părintele Nicolae să ne facă o vecernie de călătorie de un sfert de oră. Dacă ne primește la biserica Sfinția voastră, înainte a plecat, dacă ne vreți să ne țineți pe producție de tălbări. Pe 27 noiembrie. E ca de într-o vineri, dacă vă găsim. Vinerea. Vineri dimineață. De la 7 zile. Da, acolo sunt. O să vedeți, la fel, la Jilava ne așteaptă domnul Cristian Nicu să ne vorbească și să ne facă tot turul. La Pitești ne așteaptă doamna Maria, domnișoara Maria Xinte, la fel, pronunță foarte bine subiectul. La Făgăraș, domnul profesor Roteanu poate să ne vorbească 3 zile continuu. Acolo au fost arestat polițiști vechi, comisarii. Exact. Deci în cetatea închisoarea deținuților, e închisoarea polițiștilor. Bun. Iar pe 1 decembrie mergem la Catedrala Întâlcirii, la liturghie și apoi la manifestări de care o să aibă loc în cetate. Bun, cam asta e. 5 zile, 4 nopți, 1400 de kilometri. Trecem de până în jur la 400 de lei, cazare și
și 3 mese, parcă ceva de genul, plus un 100 de lei transportul. O să mergem cu mașini personale. Dacă vă interesează, puteți vorbi cu mine, că informații găsiți și pe site-ul nostru, pe Registrii Prigoniți. Aveți banner aici în dreapta și jos programul detaliat și toate celelalte. Bun. Cam asta a fost tot. Vă mulțumim. Foarte mult că ați fost răbdare. Facem felul vecinului, da? Numele tatălui și al fiului și al fiului. Cu bine se cu adevărață, fericită de Dumnezeu, Dumnezeu, și a Bogoia fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, și a ce ești mai cinstită decât cherubini și mai mărită, fără de asemănare de serafini, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ne-a născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu tămărit. Și acum și vorbea și pe Dumnezeu, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Este Dumnezeu cu al său har și cu al de oameni, totdeauna acum și curgă și în vecii vecii. Să ne rugăm ca atunci când o fi gata să faceți un pelerinaj, să vedeți și cetatea din Oradea, unde Cristina și cu Doamna Irina vor pregăti un zero.